Capitolul 15. Anul de iertare. La fiecare șapte ani să dai iertare. Și iată cum se va face iertarea. Când se va vesti iertarea în cinstea Domnului, orice creditor care va fi împrumutat pe aproapele său să ierte împrumutul, să nu silească pe aproapele său și pe fratele său să-i plătească datoria. Vei putea să silești pe străin să-ți plătească, dar să ierți ce ai la fratele tău. Totuși, la tine să nu fie niciun sărac, căci Domnul te va binecuvânta în țara pe care ți-o va da de moștenire Domnul Dumnezeul tău. Numai să asculți de glasul Domnului Dumnezeului tău, împlinind cu scumpătate toate aceste porunci pe care ți le dau astăzi. Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta cum ți-a spus, așa încât vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut de la ele. Tu vei stăpâni peste multe neamuri, dar ele nu vor stăpâni peste tine. Dacă va fi la tine vreun sărac dintre frații tăi, în vreuna din cetățile tale, în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu-ți împietrești inima și să nu-ți închizi mâna înaintea fratelui tău celui lipsit, ci să-i deschizi mâna și să-l împrumuți cu cei trebuie ca să facă față nevoilor lui. Vezi, să nu fie așa de rău ca să zici în inima ta. Ah, se apropie anul al șaptelea, anul iertării. Vezi să nai un ochi fără milă pentru fratele tău cel lipsit și să nu-i dai, căci atunci el ar striga către Domnul împotriva ta și te-ai face vinovat de un păcat, ci să-i dai și să nu dai cu părere de rău în inimă, căci pentru aceasta te va binecuvânta Domnul, Dumnezeul tău, în toate lucrările de care te vei apuca. Totdeauna vor fi săraci în țară. De aceea îți dau porunca aceasta, să-ți deschizi mâna față de fratele tău, față de sărac și față de cel lipsit din țara ta. Slobozirea robilor cumpărați dacă unul din frații tăi evrei, bărbat sau femeie, se vinde ție să-ți slujească șase ani, dar în anul al șaptelea să-i dai drumul de la tine și să fie slobod și când îi vei da drumul ca să se ducă slobot de la tine, să nu-i dai drumul cu mâna goală. Să-i dai daruri din ciriada ta, din aria ta, din teascul tău, din ce vei avea prin binecuvântarea Domnului Dumnezeului tău. Să-ți aduci aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat. De aceea îți dau astăzi porunca aceasta. Dacă însă robul tău îți va zice, nu vreau să ies de la tine pentru că te iubește pe tine și casa ta și se simte bine la tine, atunci să iei o sulă și să-i găurești urechea de ușă și să-ți fie rob pentru totdeauna. Tot așa să faci și cu roaba ta. Să nu-ți pară rău când îl vei lăsa să plece slobod de la tine, căci ți-a slujit șase ani, ceea ce face de două ori cât simbria unui om tocmit cu plată și Domnul, Dumnezeul tău, te va binecuvânta în tot ce vei face. Sfințirea întâiului născut din vite. Să închini Domnului, Dumnezeului tău, pe orice întâi născut de parte bărbătească din ciriada și turma ta. Să nu muncești cu întâiul născut al vacii tale, să nu tunzi pe întâiul născut al oilor tale să-l mănânci în fiecare an, tu și familia ta, înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care îl va alege el. Dacă are vreun cusur, dacă este șchiop sau orb sau are vreo meteahnă trupească, să nu-l aduci ca jertfă Domnului Dumnezeului tău. Să-l mănânci în cetățile tale. Cel ce va fi necurat și cel ce va fi curat vor putea să-l mănânce amândoi cum se mănâncă acum căprioara sau cerbul numai sângele să nu îl mănânci, ci să-l verși pe pământ ca apa.